Calilor, ce faceți? În primul rând, Moșnic vă urează Crăciun fericit tuturor și după cum știți, în fiecare an n-am obișnuit să facem o reacție de Crăciun, bă. Mi-e și rușine, bă, că n-am mai postat reacții de atâta timp. Ultima reacție a făcut peste 1 milion de vizualizări, bă. Trebuie ca de fiecare dată, ca asta e tradiția, să facem 100.000 de like-uri, bă, la reacția asta și postăm una nouă. Hai că postăm una nouă. Așa am zis acum un an și n-am mai postat de un an. Bă, nici eu nu știu la ce ne uităm astăzi. Știu doar titlul episodului și anume Olivia, episodul 1, începutul. Official video. Bă, ce emoție am, n-am mai făcut asta de mult, dar vreau să vă zic, bă, înainte, pentru prima dată în viața am deschis secțiunea de membri, bă, puteți deveniți membri ai canalului Slick, să fiți șacali, bă. Ce o să primească membrii canalului? A, da, bineînțeles, știți și voi, reacții! Așa că șacalii mei adevărat să devin membri și lunar ne vedem acolo pe reacții, reacții faine, așa, bineînțeles, doar pentru membri, doar pentru șacali. Hai că nu mai am răbdare, doamne, dă și mie căștile alea, doamne! Nu primești nicio cască, fiule, nu mai fi sărac. Cum adică, doamne? Măcar de Crăciun puneți căștile alea bune. Doamne, dar tradiția... Puneți căștile bune! Bine, doamne. Dăm frumos aici un like, dăm pe full screen și hai să vedem care-i treaba, bă. Hai să vedem ce-o fi treaba asta. Ia să vedem. Crișan Maria, super tare. Uai, să n-am parte. Dar ce defilare am făcut. Uai. Uai, stai că nu mă așteptam la asta. Ca să înțelegeți, aici nu facem mișto de oameni, pur și simplu, bă, râdem că e amuzant. Eu și eu am râs la mine, ați văzut și eu câte clipuri am făcut. Dar la asta nu mă așteptam. Am adus aici chităruța cringe și când ceva e prea cringe, după cum îi spune și numele. Chiar vreau să văd cum e făcut. Doamne, bă, dar dar defilarea asta e altceva, bă. Să opri melodia. S-a auzit că mă respira. Uai, moșule, Crăciunule, ce mi-ai făcut, bă, s-a auzit cum am făcut ceva. Ascultați aici, face... Hey, am terminat, ia. Ok, Olivia, let's go, let's go, Olivia. Bă, foarte creativ, copii. Episodul 1. Bravo, bă, copii, mă jur, bravo. Marea premieră. Uai. Bine, nu uite așa pe cineva. Hai, ce faci? Nu știu cine asta. Nu vrea să înțelege nimica, cred că o să pun eu subtitrări. Ce? Cu cine? Ce se întâmplă, mă? Ce se întâmplă? În primul rând, toată lumea acum să apese pe butonul like, o să stau cam 55 de ori să pun subtitrări. Iar în al doilea rând, vă rog frumos să ne mai uităm la o scenă care poate să fie de Oscar. Ia uite acolo. Bună, fată, tu? Ce faci? Bine, tu? Uite așa pe cineva. Ce mai fată? Uite-le și eu pe cineva. Păi fă de joia, mă? Mă, mă, cineva. Stai. Îi de aprecia că lua niște cadre așa pe bune. Adică la vârsta lor eu nu puteam să fac așa ceva. Bravo, copii. Mă bucur că faci și altceva. Tipa care stă la noi în casă. Tipa care stă la noi în casă? Nu știu cine e tipa. Nu știu. Cu Olivia. Olivia asta e tine. Vreau să te cheamă Olivia. Vreau să te cheamă Olivia. Vreau să te cheamă Olivia. Sau poate ce se întâmplă? Ce-a făcut Olivia? Uleu! Uleu, nu vă puneți. Hai să o întrebăm. Vă da lumina aia. Hai să fiu ușa serios. Hei, fată! Hai să n-am parte, dacă nu pot să înțeleg cum se întâmplă de fiecare dată asta. Deci cred că scaunul ăsta ai făcut special pentru reacții să cadă de fiecare dată când ești prea prost, efectiv. Momentan și în casa e Olivia și prietenul ei e cu asta sau au înșelat-o cu Olivia și stau în casă la ele și ceva în genul. Hai să... Wow. Da, melodia aia pe fund, da. Eu știu că Alex. Cine e Alex? Eu cunoșteam. Alex! Alex, oprea, băi, fata lui Dumnezeu!
Vai. Asta au zis că iubitul tău. Nu, ia, ei nu. Ei nu. Mai, ba. Se vede după cum se uită. Nu, se vede că nu, clar se întâmplă ceva cu Alex Oprea, nu. De fetița asta îmi place cel mai mult că e foarte hotărâtă și dacă îl prinde pe Alex Oprea, dacă îi scapă o stângă, vere, îl trimite în Evul Mediu, vere. Îl trimite direct în Vechiul Testament, vere. Alex Oprea, poți să spui rugăciunea, să vezi ce se întâmplă aici. S-a făcut zi. Adică dacă nu eram împreună cu Alex, nu cred că. Alex Oprea? David? David sau Alex Oprea? Unde-i fost? Ce caută fata aia la noi în casă? Olivia. Ce fata? E o fata care nu cam... Deci pe cât este de cringe, pe atât nu este de cringe. Foarte interesant, de fapt, ce s-a întâmplat. Nu e Alex Oprea, de fapt, este David. Dar unde e Alex Oprea și unde a dispărut? Hai să ne uităm să vedem ce a mai făcut. Nu că mă prind, Olivia stop. Olivia era în casă. Deci Olivia. Și... și spunea că n-a. Spunea că este sora ta. O? Sora mea. Da. Una Olivia. Eu nu cred. N-are cum. Tu dai seama. Nu am așa ceva. În spine, eu vă las. O, nu, stai, te rog. Stai. Nu... Condamnați pe final! Bă, voia să zic cum așteptat ăla instrumentalul să fie înțeput. Poate, poate! Încă o dată. N-are cum. Deci n-are cum. Eu n-am așa ceva. În fine, eu vă las. Nu, așa, deci. Nu, stai, te rog. Stai. Deci. Ia. Mă bucur că ne-am văzut. Ok. Și acum. Și acum. Pa. Wow! Așa. Cine e fata? Cine e fata? Una care o cheamă Olivia. Ia. Nu, cine e fata aia? Ua! E prietena mea. Cine am voie? Ui. Cum o cheamă? Bianca. Și acum Bianca. Îi place de Bianca, de fapt. Îi place de Bianca. Da. Ce se întâmplă? Da, m-am întors în țară. Bun, ne vedem. Ce se întâmplă? Unde ai fost plecat, băiat? Unde ai fost? Poate râd eu ca ultimul terminat, dar eu cu copiii ăștia vreau să fac un videoclip fără absolut nicio caterincă. Este foarte cringe, în schimb toată lumea care vede videoclipul ăsta vreau neapărat să le dea un like, bă. Ce să abonezi, bă, mă abonez frumos la el, bă. Deci este de respectabil la vârsta asta, uite, s-au gândit, au făcut ei un scenariu așa, bă, e foarte cringe, dar e ce trebuie, bă. Povestea, bă, și-o imaginat cu Olivia care era de fapt în mamă, deci dacă m-apuc să povestesc e foarte ciudat. Cred că trebuie să desenez ca să înțelegem măcar de la jumate. În căsuța asta frumoasă se află trei fete: Olivia, Daria și Bianca. Bianca și cu Daria nu știu de fapt că Olivia este o intrusă în casa lor. Se presupune că aceasta are o relație secretă cu Alex Oprea. Alex Oprea e un fel de lică să mă dău aici, da? Este foarte posibil ca Alex Oprea să o fi înșelat pe Daria cu Olivia. Deodată un tip necunoscut apare în casă, iar acesta este... cum îl cheamă? David. David are un comportament foarte bizar deoarece abia a venit în țară. Dar oare acest David care se presupune ca fiind prietenul Darii, ce-a făcut în altă țară? Ce-a făcut? Să-mi fier, s-a terminat, să n-am parte, dacă nu, acum tot. Deci tot pentru mine. Mor dacă n-aflu. Ok. Așa. Pe cum să nu ne vedem? Ui! Ce? Cucurin! Zic. Nu, nu, aia zic, am văzut o fată, am venit acasă la la Delia și am văzut o fată Daria. Bianca. Bă, nu știu cum să zic. Nu! Dar ți-o prezint, dacă tu vrei ți-o prezint. Bă, dar știu, cum vine ăla cu telefon. Așa era cameramanul, cu op, uite aici, luăm un cadru aici, așa, cu op, așa, frumos, da, bine, așa. Daria, bă, nu Delia, bă, Daria, dă-i așa, dă-i așa, dă-i așa, hai, bine, hai, bine. V-am zis, bă, că-i place de Bianca, bă. Bă, știam, bă, cum s-a uitat la ea, bă, că a îmbrățișat-o, bă, pe Daria, bă, și s-a uitat așa cu ochii aia la Bianca, bă. Cine-i, bă, David ăsta, bă, de unde a venit, bă, ce vrea să facă cu Bianca? What the fuck? Păi doar nu vrea acum să invit în oraș, că doar nu mi-s de bun la cap. Păi doar nu, mă. Da, hai, mă. Ai dreptate, în fața femeii tăi să par tocilar și ascuns, dar în fața voastră o să par David, nu? What? David are... Și Delia și Bianca aia în față. Hai, pa, pa. Vedem. Da, da.
Oh, nu. Oh, nu. Da. Iară la telefon. Ce se întâmplă? Oh, nu. Pe uliță. Sunt chiar acolo, pe uliță. Ce se întâmplă? Bă, dar ce, ce dubios se comportă, da. Bă! Băi, lasă câinele, băi! Băi, era să-l muște la filmare. Nu vă faceți griji. Băi! Ce s-a întâmplat? Bă! Ce sunt? Adică nu chiar așa. Ce bune! Stai din gură, te rog. Nu! Mamă, că mă îndrăgosti de fata aia. Adică nu. Zi, zi. M-am că mă întrăgostit de fata aia. Taci, 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 taci. Deci nu mai pot, nu mai pot, oare ce să-mi bă, să-mi fier, bă. E cel mai tare videoclip la care m-am uitat. Nu regret nimic din tot ce s-a întâmplat. Degeaba avem acum Chităruța Cringe. Seria lui Fain când încep să te prinzi. Taci, taci, mamă, ce... Dar băieții mi-au spus de fata asta. Și mi-au zis că e bogată. Și într-adevăr... Casa, casa e ei, asta sigur e ei. Sau asta. Trebuie să trebuie să spun secretul meu. Secretul meu e că eu nu sunt tocilarul care mă credeți voi. Dar în fața familiei se fac tocilarii, adică băieții nu trebuie să-mi dau ochelarii ăștia. Bine, azi mă așteaptă cineva. Ok, ceau. David. David, ce se întâmplă? Ai prea mult. Cum ragi cocoșa. Opriți mă la cocoșul ăla când aud. Uite cum merg pe uliță toți. Iară muzica. Ei, oh! Ce? David, ce ai pentru mine? Ok, altele. Sunt la ta. Și cum? Nu! Nu! Scrisul e în primul rând. Să poate tu nu știi că părinților sunt morți. Eu spun. Nu! Nu! Nu, deci asta, asta nu, nu există, nu se poate, nu, nu, nu. Bă, ce se întâmplă? Cum? Cât de random poate să fie, vă vedeți cum? Creierul meu nu duce atât de random. Mergeau toți pe uliță și deodată, frate, a ajuns în casă muzica aia de Pirații din Caraibe. Vine random Olivia, care nici măcar nu locuiește acolo și îi dă actele lui asta, că de fapt părinții sunt morți. El știa că are o soră moartă, dar nu-i moartă, că uite că e aici, a adus actele de la măsa și de... Doamne! Cum, dar ce se ridică asta, mică? David, ce-ai pentru mine? Ok, altele, sora ta. Păi sora mea. Și cum o scris părinții noștri din mormânt? Sau poate tu nu știi că părinții noștri sunt morți? Da. Eu spun. Părinții noștri sunt morți. Parcă sunt niște mame. Nu este natura mea. Scrie alb pe negru. Hai să, hai să terminăm. Păi pe! Antonio! Eu. Deci adevărat. Nu. Nu, 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 stai, stai, stai. Nu s-a terminat așa. Antonio! Ia, gata! Uita să pune stop. Nu, în episodul următor? Nu cred. Au mai făcut un episod. Nu cred. Ce se întâmplă? David! David, ești ca un zar, ai prea multe fețe! O, nu! O... Hopa, e singur! Sunt mașina lui Olivia la urmă. Da, a fost aici. O, nu! Deci nu pot să cred, uitați-vă aici, Olivia, episodul 2, episodul 3, 4, 5, sezonul 2, bă! Bă, două sezoane de mei pe Olivia, no! Deci dacă noi nu ne uităm la fiecare episod pe bune, băi, vă dați seama la câte avem să ne uităm? Una, două, trei, patru, cinci, șase, frate. Mai sunt șase episoade din sezonul 1 și din sezonul 2, 1, 2, 3, 4, 5, frate, încă 5 episoade din sezonul 2. O fost cea mai tare chestie, vă jur pe viața mea la care m-am uitat. Cea mai tare chestie, băi, apreciez pe copiii ăștia maxim, bă, și v-am zis da, să le dați și voi un like, bă, ca să mai facă să ne mai uităm, bă. Neapărat vreau să lăsați în comentarii dacă reacționăm și la episodul 2 și la 3 și reacționăm la tot sezonul, bă. Cam asta a fost reacția de Crăciun. Sper că mie mi-a plăcut maxim. Deci de fiecare, știu că zic asta, dar după fiecare clip de reacții mă încarc așa pozitiv, bă, cu emoții. Uite, mă bucur, bă. Nu uitați să vă abonați la canal, postăm în fiecare miercuri și sâmbătă. Avem și canalul de gaming unde postăm episoade de Crăciun. Vă invit să vă abonați acolo. Follow pe Instagram la Rus Niculeț și dăm și noi cu 300.000 de follow acolo. Orez încă o dată
dată Crăciun fericit. Mă bucur că l-am petrecut împreună. Și ce să vă mai zic, Beța, pe multă faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.